Salut, gemeni! Voi face citirea pentru săptămâna 6, 6 martie, 12 martie. O săptămână marcată de trecerea lui Saturn, Saturn în saturn în pești. <coughs> Luna plină în pecioară, aveți runele și aveți chiar și tarotul și oracolul Lenormand pentru Saturn. Saturn este important, nu este mentorul nostru, e profesorul nostru. Da, deci pentru toți, dar fie pentru fiecare zodie, nu sau în primul rând ascendent o anumită, un anumit domeniu de viață. Aveți uh, aceste lucruri făcute și, bineînțeles, horoscopul. Haideți să vedem gemini, Remitul. Eremitul arată dorința voastră de a vă proteja, fiindcă acest filozof, Eremitul, el știe să se protejeze. Știe să nu iasă în evidență, știe să fie secret, știe să vorbească numai atunci când trebuie, știe că tăcerea este de aur, vorba este de argint, știe să vadă prăpastia în întuneric, să vadă dușmanii din jurul lui. Haideți să vedem. Voi. Voi aveți aici, în primul rând, turnul. Turnul arată că pentru voi, ceva, o construcție făcută de voi. Fie că este, eu știu, cariera, nu cariera, și venirea voastră, Uh, aspecte legate de sănătate, aspecte de cum arătați, personalitate, temperament, uh, cură de detoxifiere, orice ați fi început și ați construit, nu fiindcă și o cură de detoxifiere presupune un efort. Sau eu știu, mișcare. Uh, și totuși, uh, vă dați seama că vedeți că pulgerul acesta vă dărâmă turnul. Veniți cu pitoarele pe pământ și vă dați seama că toate eforturile voastre au fost în zadar. Acum vedeți greșelile, vedeți imprudențele, vedeți ceea ce ați făcut greșit și puteți să reconstruiți acest turn. Puteți să reluați totul pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. În ceea ce privește fericirea pentru voi, ați făcut eforturi mari. Fie că este vorba de o fericire legată de o iubire, de o creativitate, de un hobby, ceva în care voi ați depus eforturi foarte multe, optul de cupe. Ați așezat aceste cupe și ați sperat să vină spre voi răsplata. Dar nu s-a întâmplat așa. Ați așteptat, lăsați cupele în spatele vostru și priviți spre viitor. În ceea ce privește cunoașterea, călătoriile, cursuri, examene, perfecționare, studiu aprofundat, studiu individual. <coughs> Aveți șapte de cupe. Amăgire. Vă tot creați iluzii, amăgiri și niciodată nu veți ști situația reală. Este bine să veniți cu picioarele pe pământ, fiindcă acestea sunt uh, amăgiri. Uh, un fel de pata morgana, iluziile voastre, resursele, locul de muncă, cariera. În ceea ce privește resursele, bunurile materiale, s-ar părea că sunteți tentați să vă certați cu cineva. Cineva care va provocat, adică o pagubă, o nemulțumire și v-ați hotărât să luați o hotărâre, o decizie, să-i spuneți în față tot ce aveți de spus. Dar acest lucru nu rămâne oricum. Vedeți că și această persoană este capabilă să vă arunce în față toate nemulțumirile pe care le-a strâns legate de colaborarea cu voi, legate de relația cu voi. Aici apare un fel de furii, deci, ceva se întâmplă în viața voastră, și dintr-o dată se dezlănțui aceste furii între voi și această persoană. Bine este să încercați să nu vă răzbunați. Dacă e posibil să nu vă certați, fiindcă, după această ceartă, nu veți mai lăsa loc de împăcare. În ceea ce privește locul de muncă, voi aveți o creativitate, ați început să creați ceva. Fie că faceți un proiect, fie că faceți ceva. Ceva care este la început, dar este ceva care este urmărit de ceilalți, admirat de ceilalți, observați. Și ceva care poate să vă aducă un venit important dacă este condus genial. În carieră, în menirea voastră, ar fi bine să țineți cont de faptul că trebuie să faceți niște economii. Acest patru de monede arată că primiți bani, dar totuși sunt insuficienți și trebuie să îi organizați foarte bine, să tăiați de unde trebuie tăia sau de unde se poate tăia, să adăugați în altă parte sau să păstrați sau ce trebuie să faceți, fiindcă nu va fi ușor cu acest patru de monede. În ceea ce privește comunicarea, contractele, relațiile. Această comunicare a voastră s-ar părea că este cu frasuri, verberișoare, vecini. Un rege de spade. Un bărbat în vârstă, poate să aibă ascendentul sau zodia în dar este o persoană care vine și vă uh, arată că în viață trebuie să aveți niște reguli, niște principii. El este uh, foarte bine, uh, cum să spun, ancorat în această zonă a mentalului la fel cum sunteți și voi. Dar voi <coughs> sunteți dispuși mai mult la uh, a, uh, Comunica, a vorbi, a vă, um, arăta această expansiune sufletească și mentală. Ori acest rege, el impune niște restricții și acest lucru s-ar putea să vă impună în această comunicare. În ceea ce privește. Uh, Contracte, asocieri, procese, căsătorie, un cinci de cupe. Arată faptul că sunteți totuși nemulțumiți, dezamăgiți. Voi ați făcut eforturi, v-ați gândit să ajungeți undeva, v-ați fixat un scop, să ajungeți la această cetate și vă treziți în fața voastră cu aceste cupe răsturnate. Deci, eforturile voastre au fost zadarnice. Și aveți în față un blocaj, un râu. Nu puteți să-l treceți. Vă aduce îngrijorare, vă creează o sensibilitate. Vedeți, aveți două cupe în spate. Trebuie să vă mobilizați, să vă mulțumiți numai cu cele două cupe și să ajungeți la podul care este destul de departe de voi, nu este în fața voastră, dar acel pod vă asigură drumul peste. Râu. Deci, uh, am putea spune că <coughs> în aceste contracte trebuie să căutați acest cale pe care o aveți de parcurs. În ceea ce privește relațiile, în relații sunteți expansiv. Mercur, Magicianul, Mercur este guvernatorul vostru, uh, este energia voastră. A Gemenilor. Deci, uh, mental, vă folosiți mentalul, vă mobilizați trup și suflet, astfel încât să reușiți să ajungeți unde v-ați propus. Adică să vă atingeți scopul. Uitați-vă aici, aveți un scop care nu a fost atins. Ei bine, în relații, de data asta vă atinge scopul. Știți să vă mobilizați, știți să vă folosiți gândirea, ideile, comunicarea, sentimentele, creativitatea, energia, vitalitatea și pe deasupra bagheta magică care vă ajută să manipulați persoane sau situații, astfel încât să vă atinge scopul. Dacă observați, acest magician este înconjurat de flori. El, sub orice formă, și atinge scopul. Deci, voi, gemenii, în aceste relații, o să fiți bine. Va atinge scopul. Cămin, familie, schimbare, transformare și. Ce vă este destinată, în zice, sau cum să zic, sacrificiul vostru sau um, iubirea în familie. Vă gândiți să începeți ceva nou, să luați o inițiativă, să faceți ceva, această inițiativă să vă aducă la o expandare, la o creștere. Poate că unii vă doriți în această familie, în acest cămin această familie să se să dezvolte, să, să crească, poate. Poate că unii vă doriți un copil și atunci sunteți preocupați de acest aspect și veți reuși cu treiul de băte. Sau uh, sunteți preocupați de dezvoltarea casei voastre, a căminului. Este un aspect benefic. În ceea ce privește uh, schimbarea, s-ar putea să aveți totuși uh, niște lacrimi. Lacrimi din cauza iubirii, această schimbare să fie adusă, sau lacrimi uh, datorită bârfei, a minciunilor care vă înconjoară, vă creează această. Situație, deci, dar poate să fie și o schimbare pe care o aveți, o atitudine schimbată uh, să vă, față de o persoană care este din anturajul vostru, dar în primul rând este o persoană care are ascendentul, zodia sau luna plină în pești. Finalul. Karma voastră este să vă împăcați cu cineva, să cedați să lăsați astfel încât să cedeze și celălalt și voi și să ajungeți la armonie, la înțelegere, la aspecte benefice. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați că aveți Saturn în pești și luna plină în fecioară. Vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat.